Mariana! Здорово, Бетон! Салют, салют! Se aude. A venit domnul, maestrul ăsta... Și am întrebat, de la ce vârstă începe să aprindă și să stingă lumina? Dacă o pasiune aparte? Da, da, știți ăla. De la ce vârstă? Fiul am de la un anișor. Un anișor și ceva, adică am început să meargă. Pe care l-am vrut, ia lumina, pe el știa, adică, ia că vedea, dacă tata e... Tata e... Seamnă asta, o să vadă numai bunații de pe canal. Mă rog, mafia, test drive-urile ies cam rar pentru că s-au cam terminat prietenii mei care au mașini să ne dea pentru test drive. Așa că, în ultima vreme, noi am început să luăm la test drive-ul un pic altfel. Astăzi iar o să fie o mașină destul de interesantă, dar până când e, nici eu nu știu ce mașină să fie. Honda Civic. Presupun că e tipen 2017. Ați înțeles, azi la test avem un Honda Civic din 2017 și dacă mașina este nouă, toți vloggerii de obicei o primesc de la dealer și încep să o pupe în toate locurile, în eșapament și în jante și spun toate punctele ei forte. Noi să vă spunem părerea mea personală despre mașina asta, pentru că asta este o mașină furată din o gradă și putem să spunem într-adevăr părerile noastre. Tot normal! La aceștia s-o stâns lumina, s-o porniți stația, noi lucrăm, noi mergem, la noi se să ia aparte. Dar după cum știți, toți vloggerii încep video și încep a lăuda sponsorii, pentru că de obicei toți cei care se ocupă cu YouTube-ul se hrănesc din sponsori. Așa că și noi spunem un cuvânt bun despre sponsorul nostru. Cel mai mare și mai complex site auto din Republica Moldova și din România, 33 Garage. Ei sunt sponsorii noștri. Bine, nu este platforma noastră nici pe departe cea mai mare, dar într-adevăr este cea mai complexă și împreună putem face și cea mai mare. Și de ce anume trebuie să facem asta? Pentru că pe site-ul nostru, pe lângă noutățile pe care le citești, poți plasa anunțurile tale personale dacă vrei să-ți vezi mașina sau alte chestii. Și cel mai important, tot aici găsești o bază de date care este în continuă creștere cu serviciile auto din orașul tău. Și dacă prestezi și tu servicii, plasează un anunț sau dacă ai găsit deja anunțul cu serviciul tău, apasă aici ca să administrezi tu acest anunț. 33garaj.com. Toate serviciurile în buzunarul tău. Așa că orice om care cumpără de acolo un tricou sau un sticker pentru automobil cu sigla Mafia este automat sponsorul nostru direct. Plus la asta poți să dai și tu acolo un anunț de vânzare dacă ai ceva și vrei să vinzi sau dacă vrei să cauți ceva să cumperi. Tot acolo găsești. Așa că haideți să trecem la Honda noastră. Civicul ca model are o istorie de 40 de ani și de lungul acestui timp mașina a avansat foarte mult, pentru că mai întâi asta era un hatch fierbinte, era o mașină iubită de tineret care le plăcea să meargă repede. Acum însă el se transformă într-o mașină mai de familie. Concret, modelul ăsta în 2016 a luat premiul Mașina Anului în America și cred că l-a luat bine meritat, așa că haideți să vorbim un pic mai detaliat despre exteriorul ei.
Față de Civicul precedent, exteriorul într-adevăr a avansat foarte mult. Este o mașină foarte frumoasă, atrăgătoare, chiar și fetelor le place tare. Pentru că chiar când noi venim la test ca să o filmăm, s-au apropiat vreo două fetiți și au întrebat ce fel de mașină e asta, ce fel de Honda e asta. Pentru că de fapt modelul precedent era o mașină foarte tristă și arăta destul de urât. Pe exterior îmi place tot, în afară de jantele astea, pentru că de fapt ele sunt niște jante de fier și au acoperit cu niște capace. Dar dacă voi ați fi văzut jantele originale din Aliaj, ați înțelege că și aia este arde destul de bine. Pentru că nu știu la ce s-a gândit Honda, dar designul jantelor cred că nu-i punctul lor forte. Fiindcă am ajuns în spatele mașinii, haideți deodată să începem cu portbagajul. Pentru că, după cum v-am spus, mașina asta a început să transforme într-o mașină mai de familie. Și primul minus care îl vezi atunci când te apropii de portbagaj este faptul că, de fapt, din exterior nu poți nici de cum să deschizi portbagajul. Dar ei s-au gândit la asta și au făcut un buton pe cheiță. Acum uitați-vă cât e el de încăpător. Noi am tot să aruncăm aici un scaun pentru copil, am aruncat toate scurile noastre în afară de case-ul de la dronă pentru că el șede undeva într-o parte. Și asta tot o încăput. Mai mult ca atât, noi putem să culcăm și speteaza scaunilor din spate. Și în caz că îți moare o bunicuță sau cineva, poți să duci aici cu ușurință scriu. Nu-i de dorit, dar poți. Mergem în lateral. Lateralul a fost foarte bine designat după părerea mea și îmi place chiar și forma geamurilor. Mai mult ca atât, geamurile astea au fost făcute dintr-un aliaj de sticlă, nu știu cum se numește. Mai deosebit, pentru că așa spune Honda, că ele un pic mai mult rețin zgomotul de afară. Cu toate liniile astea laterale deja sunt folosite de foarte mulți producători auto, ele încă arată destul de actual și arată destul de bine. Mașina este făcută destul de sportivă la design și datorită faptului că este desenată în așa un stil, este foarte aerodinamică. Haideți acum să ne uităm ce ascunde și interiorul. În interior, anume în dotarea asta, este o mașină foarte bogată, pentru că, concret pe exemplarul nostru de astăzi, avem cruise control cu radar, adică el ușor detectează mașina din față cu ce viteză se mișcă și automat se mișcă și el cu aceeași viteză. Dacă mașina din față accelerează și tu accelerezi, dacă mașina din față frânează și tu frânezi. Pe lângă asta, el mai are controlul frânii automat, adică el se oprește, are un autostop automat, în caz că nu reușești să te oprești până la mașina din față, el calculează timpul când tu nu o să mai poți face nimic și atunci el o oprește automat singur. Și chestia asta lucrează foarte bine și cu pietonii, acum și o să vă arătăm. Adică așa tot timpul te lasă să știi că te-ai apropiat prea aproape de altă mașină. Mai mult ca atât, dacă nu întreprinzi nimic și nu vrei să te oprești, ea calculează timpul când tu nu o să mai poți face nimic și atunci ea o oprește singură. 2017. Deja securitatea este prin plan și asta e destul de bine. Nu numai Tesla a ajuns să fie o mașină destul de interesantă. Strike! Ai văzut cum m-a oprit? E că așa, apropo, te oprești nu numai atunci când vede mașini în fața ta, când vede și pietoni. Și ca să nu culcăm pietonul acela pe carosabil, eu încercat să mă oprească. Bravo, Honda, bravo. Chiar m-a speriat un pic. Și atunci așa brusc o frână? Asta e o frână. Așa de ghetare. Încă m-a speriat, zic, și dracu, am uitat de un urmă, zic, să nu mă ajung altul de urmă. Dar erau trecuți de-am... Erau la colț, mașini. Erau trecuți, dar normal ar trebui să lăși omul să treacă, după asta să treci, dar nu când omul e acolo se începe a accelera. Și eu înțeles treaba asta, zic că e să-l calci pe Moș Ilie. Nu pe ăsta, vloggerul ăsta nostru, era un Moș Ilie acolo. Dar să întoarcem înapoi în interior și să vorbim un pic despre dotări. Aici avem foarte multe dotări, după cum v-am spus, avem camera din spate. În genere, multimedia este destul de interesantă, în afară de faptul că este are un ecran, parcă este din anul 2004, cred că o rezoluție foarte slabă, ecranul destul de mic și el e unicul punct care m-ar supăra din interiorul ăsta, însă se folosește, poți. Camera din spate, mai avem line assist care are grijă atunci când te ferești de pe bandă, mai întâi el vibrează în volan, după asta el încetșor trage mașina înapoi în bandă dacă nu ai întreprins nicio schimbare. Pe lângă asta mai avem clima automată, din păcate doar cu o zonă, nu avem nici măcar dreapta-stânga și nici față-spate. Dar tot datorită faptului că mașina asta este din 2017 și aici deja avem
un contact USB pentru a încărca telefoanele. Priza parte la 12V și pentru că asta este o versiune americană, nu avem scrumieră, pentru că știți voi, americanii au spus că nu mai vor să fumeze în interior. Nu știu nici cauze. Mai avem brake hold. Asta este o chestie destul de interesantă atunci când vrei să te pornești din pantă ca să nu scapi mașina din spate, îl pui, el te ajută. După asta, ca în loc de frâna de mână, care apropo este tot electrică, apeși brake hold-ul, eu ține, atunci în momentul și tu te pornești, el lasă frâna de mână. Frâna de mână, după cum am spus, de asemenea este electric și este în formă de un butonaș. Adică iarna nu o să poți să-ți faci de cap un pic pe zăpadă. Mă rog, asta nu este o mașină de drift până la urmă. Bine măcar că nu ne-au scos și suporturile pentru pahare, cum în ultima vreme o fac cam toți. Mai avem o tonă de butoane pe volan, însă ele sunt iluminate seara și sunt destul de intuitive. Avem comenzi vocale, avem controlul multimedia, avem controlul radarului, adică cruise controlului cu radar și mai avem posibilitatea de a răspunde la apeluri, pentru că multimedia se unește cu telefonul prin Bluetooth. Și este încă o chestie foarte bună. Aici prin Bluetooth poți să conectezi telefonul și să pui și muzică, nu doar ca în Prius, adică pentru apeluri. În Prius Bluetooth-ul este doar pentru apeluri. Aici însă poți să pui și muzică, pentru că nu știu cum voi, dar spre exemplu muzica care îmi place mie tot timpul este nu pe stick-uri, dar este în telefon ca să fie tot timpul cu mine. Despre consum o să vorbim atunci când o să o conducem. Vreau să spun că are o cutie variator pe așa model. Au fost posibil și o cutie mecanică în 6 trepte, în dependență de motorizări și de dotări. Aici este vorba despre un 2 litri, dar haideți mai bine să vă arăt. După cum am spus, este vorba despre un benzinar de 2 litri cu 4 cilindri în linie, care dezvoltă 158 de cai putere și 187 de newton, dar el mai are o emblemă interesantă, Ear of Dreams, ceea ce înseamnă că motorul ăsta este un pic mai friendly pentru natura noastră, adică emisiile lui nu sunt ca cum erau acum 10 ani. Mai mult despre noi nu pot vă spun decât că este un EVTEC. Evitecul iubește turațiile mari, pentru că atunci îți deschide a doua respirație și el îți arată într-adevăr ce poate. Cred că de asta și avem butonul, de fapt modalitatea sport pe cutie, pentru că atunci când o schimbi în sport, cutia începe a lucra la turații mai înalte, unde motorul dă toți caii și toți newtonii care au vrut Honda să vă le dispui. Mergem înapoi, cred că în interior, da, mai mult nu avem ce face aici. Înainte ca să mergem înapoi în interior, vreau să vă povestesc despre faruri, pe lângă faptul că ele arată foarte bine disenate, sunt foarte bune, ele mai au și faza scurtă în lentilă, deci ziua de azi este bun, dar Honda, suntem în 2018 deja, vrem faruri laser sau măcar LED, din păcate ce este halogen, mergem în interior. Am urcat din nou în interior, doar că de data asta în spate, și ca să vă arătăm cel mai important test din lumea auto al tuturor vloggerilor și test driverilor. Scaunul din spate este setat după înălțimea mea, eu m-am așezat în spate și mai am încă foarte mult loc. Într-adevăr, asta e interesant oamenilor și trecem înapoi la testul nostru. Băieți, aici e destul de comod pentru treaba asta. Băieți, înțeles. Haideți toți să o conducem și să vedem cum se arată mașina asta pe drum. Și controlul benzii și îmi place și cum el lucrează. Atent, mai întâi vibrează puțin în volan, după asta te tragi înapoi pe bandă dacă nu reacționezi tu. În schimb, dacă aprinzi semnalizatorul, îți dă voie să schimbi banda și nu îți creează niciun obstacol. Toate la noi în Moldova nu chiar bine se văd benzile, acolo unde ele se văd, chestia asta lucrează perfect. Ca și la generația precedentă, generația asta la fel are o izolare fonică destul de bună, auzi doar zgomotul de la roți. Nu tare, dar oricum el se aude. Nu este într-un S-Class și pentru clasa ei are o izolare fonică destul de bună. Adică practic tot ce este făcut la automobilul ăsta este făcut aproape bine. Aproape izolare fonică e bună, aproape controlul volanului bun. Volanul nu este într-atât de informativ ca la un Honda S2000. Acolo parcă ții cu mâinile de carosabil. Aici este un pic mai moale, dar chestia asta e făcută ca mașina să fie un pic
mai spre confort decât spre o mașină sport. Și totuși, atunci când ai nevoie, merge destul interesant cu acest motor de 2 litri. La orice depășire ieși fără grijă și nu te temi, cutia asta o să gândească cum se gândește DSG-ul. Dacă eu vă spun că am urcat prima oară astăzi la mașina asta, o să vă amuzez. Noi, de fapt, o testăm deja de 2 zile și vreau să vă spun cu mâna la inimă că a început să-mi placă foarte tare. În deopște, Hondile sunt mașini destul de bune. Și în primul rând vreau să vă spun că îmi place foarte mult suspensia. Cu toate că asta este o mașină de clasă mai mică și are o suspensie mai întărită, ea se ține foarte bine de carosabil. Și Honda niciodată nu a fost o mașină ieftină în exploatare. Adică piesele de schimb pentru suspensie o să coste nu ca la un Renault, spre exemplu, nici ca la o Skoda, poate un pic mai mult. Dar în schimb, ele se strică mult mai rar, ele sunt destul de fiabile mașini și cred că se merită odată să dai bani să le schimbi și după asta iarăși să te bucuri de viață. Oricum, mașina asta în clasa ei este una dintre cele mai ieftine. Asta în schimb a fost o mașină cumpărată la mâna a doua, din cauza asta i-a costat doar 13.600 de euro, dar practic este o mașină nouă pentru care are doar 6.639 de kilometri la bord. Atunci când a fost condusă la serviciu și am ridicat-o ca să vedem toată caroseria, toată suspensia, asta într-adevăr este o mașină practic nouă. Și asta este cea mai bună variantă, să cumperi mașinile la mâna a doua, dar foarte puțin rulate. Pentru că te bucuri de o mașină care o cumperi aproape la jumătate de preț. Despre calitatea sunetului sistemului multimedia pot să vă spun doar două cuvinte. El cântă. Și cu toate că este o mașină în dotări practic maximale, muzica lasă de dorit. Dar atunci când pui un USB și citești formatul direct de acolo, este mult mai curat decât pe radio. Dar totuși lasă de dorit muzica. Din păcate, oricât de tare nu mi-aș dori eu să vă arăt în cât timp face e 100, pot doar să vă spun. 100 o face aproximativ în 9 secunde pentru că, mă rog, are doar 158 de căiuți. Dar nu pot să vă arăt chestia asta din cauza că mașina asta încă este în testare. Motorul îi trebuie turat cu grijă. Pentru că este un motor nou. Are doar 6600 de kilometri. Cutia lucrează perfect și nu face zgomot. Nu deranjează la drum lung. Așa că cu toate că asta este o mașină pentru oraș, poate fi foarte ușor, poate foarte ușor să aduc plăcere și de la o distanță mai lungă. Susținerea laterală a scaunelor este, nu este extrem de accentuată, dar totuși se simte destul de bine. În curbe nu o să cazi din mașină. Și atunci când spun că este destul de comodă pentru distanțe lungi, am în vedere că și interiorul de fapt este destul de mare, nu este ca la Civic-urile cele de cândva. Cândva Civic-urile erau mașini foarte mici pentru tineret, acum însă ele se transformă în mașini mai family și mai mari. Și cu toate că după cifre pare că nu are o accelerație extrem de bună, la orice depășire ieși încrezut și accelerează destul de bine. Ca de obicei, păreri la final, o mașină destul de bună și pentru oraș, pentru drumuri lungi și încă ceva. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, să comentați pentru că noi citim. Să distribuiți ca să vadă cât mai multă lume și intrați la noi pe site și abonați-vă și acolo. Ți-am promis că o să te iau, o să te...